Bună ziua! Astăzi avem vești foarte bune pentru România și pentru români. Cea de-a treia agenție de rating, Standard & Poor's, a păstrat ratingul României, deci guvernarea actuală a reușit, într-un an dificil, să păstreze ratingul, un rating care recomandă România pentru investiții de la toate cele trei agenții de rating. Agenția de rating a apreciat în comunicat nivelul moderat al datoriei publice și al datoriei externe, dar, și aici foarte important, convingerea că guvernul care va fi numit după alegerile generale din decembrie anul curent va reduce dezechilibrele fiscale și va continua să ofere un sprijin fiscal amplu care să încurajeze redresarea economică în 2021. Deci este evident pentru toată lumea că mesajele publice și ale președintelui Klaus Iohannis, dar și ale noastre, de continuitate și de consolidare fiscală în perioada următoare, au cântărit foarte mult în decizia luată de Standard & Poor's. Ceea ce privește alte elemente pe care le găsim în comunicatul agenției de rating, agenția de rating Standard & Poor's atrage atenția și implicit felicită guvernul liberal, dar atrage atenția asupra faptului că finanțele publice din România au fost distruse de 3 ani de zile de guvernare de stânga. Apreciază eforturile făcute de guvernul liberal în 2020, într-o perioadă dificilă, de a menține echilibru și de a nu se lăsa pradă populismului. Am demonstrat și am câștigat încrederea acestor oameni, agențiilor de rating și ale investitorilor. Bineînțeles, agenția de rating prezintă propriile estimări în ceea ce privește dinamica economiei în 2020-2021, dar sunt în aceeași direcție cu ale noastre și Standard & Poor's vede o revenire a economiei în 2021, o revenire puternică. Aici aș vrea să, pentru că poate foarte multă lume nu înțelege ce înseamnă de fapt acest calificativ și faptul și de ce este foarte bine că s-a păstrat ratingul pentru România. Să mergem puțin în timp, în 2008. În 2008, în octombrie și noiembrie, două agenții de rating au retrogradat sau au redus ratingul României sub ratingul de investiții. Au urmat dobânzi exorbitante, au crescut imediat, deprecierea monedei naționale și România aproape că a intrat în incapacitate de plată. Nu s-a mai putut finanța de pe piețele interne. Revenirea economiei a fost una dintre cele mai dificile și cele mai de durată din istoria economică modernă a României. Ne-am revenit aproape prin 2012. Comparativ cu anul acesta, când am revenit deja din trimestrul 3, când revenirea începe din trimestrul 3 și vom avea anul viitor creștere economică. Deci este foarte important să înțelegem că de ce păstrarea acestui rating are implicații reale pentru toți românii. Înseamnă dobânzi mai mici, ne putem finanța, toate proiectele noastre de finanțare, toate proiectele noastre de investiții în 2021. În același timp, agenția de rating în raport folosește ca ancoră succesul președintelui Iohannis în negocierile cu Comisia Europeană, fondurile europene. Cele 80 de miliarde de euro care vor veni în perioada următoare au cântărit foarte mult în decizia luată de Standard & Poor's de a păstra ratingul României. Eu am spus că am reușit imposibilul și vă spun că așa este, pentru că să păstrezi ratingul de țară într-o situație prin care a trecut România, după ce am moștenit o țară cu finanțe ciuruite, după un dezmăț fiscal și țineți minte acea țopăială fiscală făcută de guvernul anterior cu 500 de modificări ale codului fiscal, să reușim să reducem taxe, să avem venituri mai mari la buget, dar să păstrăm și echilibrul bugetar în parametrii pe care am negociat și pe care am prezentat transparent către instituții internaționale și agenții de rating, este un succes. Și în același timp, confirmă scenariul nostru de bază. Acest scenariu care contrazice pe toți acei, așa zis, economiști, eu aș spune mai mult profeți falși, care s-au tot perindat pe la televiziunile prietene opoziției, oameni care au furat alături de opoziție și vedeau pentru România cel mai negru scenariu. Am evitat acest scenariu într-un an foarte dificil, într-un an în care țări cu economii dezvoltate, din păcate, au suferit. Italia, de exemplu, a avut ratingul de țară retrogradat și astăzi are ratingul de țară ajuns la nivelul României. Anglia este un alt
exemplu. Deci sunt țări care nu au reușit să treacă prin această perioadă cu ratingul neschimbat, sunt țări cu tradiție, țări dezvoltate și totuși România a reușit acest lucru. Cred că cel mai mult în acest an am reușit să convingem sau să recâștigăm încrederea investitorilor și a instituțiilor internaționale. Am preluat o economie în care nimeni nu mai avea încredere. O economie în care dobânzile crescuseră 3 ani la rând, în timp ce în tot restul Europei ele scădeau. Și am reușit să, prin această perioadă, să facem ca dobânzile să scadă în fiecare lună, să ne împrumutăm din ce în ce mai ieftin. Pentru români, păstrarea acestui rating înseamnă, așa cum am spus, că putem finanța toate proiectele noastre prezentate în cele 3 programe în acest an. Dar cel mai mult înseamnă un semnal clar pentru toți investitorii din lume. Mergeți și investiți în România. Este o economie de încredere și va rămâne o economie de încredere. Mulțumesc!